Salutare fraților și bine v-am regăsit la un nou video de pe acest canal. Deci da, astăzi avem nou test la matcă. Am să vă spun totul ce ține de matcă. Și dar până atunci vreau să vă mulțumesc pentru cele aproape 200 de like-uri acordate videoclipului anterior. Fraților, eu am încercat să postez încă un videoclip acum 2 zile, dar când am încercat să-l pun pe YouTube, îmi arăta că nu pot să-l pun pe YouTube și nu știu de ce. De asta am mai interziat un pic și am spus să mai fac altul. Sper că nu v-ați dezabonat și să fiți activi în continuare. Deci, vă mulțumesc pentru că sunteți activi. Și haideți să vă spun noutățile. V-am spus că am scos moțații, dar acum uitați, am băgat un argintiu moțat. Acolo și cu femela asta, dar nu este împerecheat cu această femelă. Da? Dacă o vedeți bine, stați să deschidem ușa și o să-i vedem mai bine. Uitați, aici avem o bălțată care o bine o știți cu toții. Da, am deschis și ușa. Oul acesta este al femelei acesteia, moțatei acesteia, pentru că ea a fost împerecheată cu un alt porumbel. Și știți că i-am dus înapoi dincolo și ea a făcut ouă și eu trebuie să-l scot. Uitați, puiuții sunt sănătoși. Uitați cum stau acolo. Veste bună. S-a împerecheat bălțata aceea cu pestrițul tatăl acesteia. Dar o să-l vedeți, o să vă arăt când o să facă ouă și pui. Să vedeți și voi ce frumoși sunt puiuții. Am adus și puiul alb. Unde este acolo jos? Puiul alb, dacă-l puteți vedea. Acolo avem argintia, masculul argintiei, acesta, masculul de 2011, v-am spus în videoclipul anterior, pe care nu l-am pus pe YouTube pentru că nu am putut să-l pun pe YouTube, stătea galeș și așa ca o minge și face găinațul la post și eu m-am gândit să fac tratament la tot colectivul de tricomonoză, aici am pus tratamentul, este soluție apoasă, lichidă, depus în apă și eu am pus 2 ml la litru de apă, adică aici sunt 2 litri și am pus 4 ml. Sper că am făcut bine, dacă este bine să-mi spuneți și voi în comentarii, pentru că acest mascul de 2011 cel mai bun mascul, aproape cel mai bun mascul. Mai am și cucul de acolo și pestrițul din ladă, care se împerechea cu bălțata. El stătea ca mingea și am spus să fac un pic de tratament, dar văd că s-ar putea să-și revină. Să spuneți voi în comentarii dacă este bun pentru tricomonoză, salmonella sau orice alt fel de boală, în afară de așa. Să spuneți voi în comentarii dacă este bun acest tratament, 4 ml la 2 litri de apă. Pentru că aici sunt 2 litri de apă și eu sper că am făcut bine. Deci uitați-vă, acesta este primul porumbel de al meu care l-am avut. Vedeți, l-a prins uliu de 2 ori și eu l-am scăpat din ghearele uliului. O dată aici în curte și o dată pe deal. Uitați puiul alb. Dacă îl puteți vedea cu toții, o să-și revină și el. Stați, poate ajungem la acest mascul. Uitați-l acolo, pestrițul acela frumos de 2016. Este împerecheat cu bălțata aceea. Sper că fac o echipă, o pereche foarte frumoasă. Scoatem și oul acesta. Așa. Uitați încă un puiuț alb aici, bălțat. S-ar putea să-și revină și asta. Deci acestea sunt noutățile. Plus am făcut tratament, v-am spus. Deci, încă o dată îmi cer scuze pentru că nu am putut posta. Eu am vrut să postez, dar YouTube nu m-a lăsat să-l pun pe YouTube. Nu știu din ce cauză, dar poate pe acesta o să-l pună și să-mi spuneți voi în comentarii, pentru că sunt foarte curios de acest mascul, dacă o să-și revină cu 4 ml la 2 litri de apă pentru, cred că are tricomonoză sau salmonella. Nu se vede, dar el stă ca mingea și face un găinat apos. Deci, bălțata aceasta am să-l împerechez, cred că cu el, pentru că restul au pereche. Este cucul, acesta este cu aia, acesta vreau să-l împerechez cu aceasta, normal. Pui doi vineți,
aceștia doi albi, sau aceasta și cu cucul acesta, bălțata cu pestrițul, s-a mai verechea și neagra cu acel cuc, neagra aceea din spate cu acel cuc, este acesta cu aceasta și a mai rămas aceasta bălțată cu acest mascul de 2011. Să spuneți voi dacă se potrivește. Acest mascul a fost cu neagra aceea care s-a împerecheat acum cu acel cuc, dar văd că întâi l-am mutat pe el și după aceea am pus-o pe ea. După ce l-am pus pe el și peste câteva zile am pus-o pe ea, văd că nu mai era împerecheat și s-a împerecheat imediat cu acel mascul pentru că a chemat-o la cuib. A stat acolo pe margine și el stătea numai în cuib și o chema și văd că s-a împerecheat. Dar să-mi spuneți voi dacă acest mascul... Stai să-l luăm de mai aproape. Dacă acest mascul se potrivește cu această femelă, la pui sau la culoare. Să-mi spuneți voi în comentarii. Deci, haideți să mai mergem și pe afară. Le-am pus și mâncare aici. Trebuie să le facem și un pic de curățenie. Vedeți că absolut la toți porumbei, în afară de acest mascul de 2011, găinațul este nu este moale, este tare. Uitați-l așa. Nu este nici verde. Am făcut așa ca să pot să intru repede, să pot să filmez repede. Deci acum putem să filmăm oricând vrem. Putem să intrăm oricând vrem aici, deja acolo. Acolo, vedeți, cucul o cheamă pe femeia aceea neagră. Vedeți, uite, s-a dat jos și masculul de 2011. Nu știu dacă ce boală are, dar nu prea se vede. El stă un pic galeș, dar se vede că nu are nicio boală. Nu vrea să se împerecheze, este așa mai galeș. Deci, da, fraților, aici le-am făcut curățenie. Acum două zile. Se poate vedea că nu mai este mizerie. Uitați aici alt moțat. Mă punea pe gânduri să-l pun pe acesta, pentru că este un moțat mult mai frumos decât acela care l-am pus. Dar are femeia aici, am decis să-l las. Aici uitați altă femeie cu ouă moțată. Aici acesta, pentru cei care nu știți, acesta este masculul bălțatei. De aici și de asta aceasta stă mai aici, pentru că își vede masculul aici. Deci haideți să mai mergem și pe afară. Uitați bălțata aceasta. S-a împerecheat cu pestrițul același, ceea ce îmi doream eu foarte, foarte mult. Bălțata a fost femeia acelui cuc. Acum cucul acela este bolnav, uitați acolo și aceea. Aceștia trebuie să le dau drumul, cât mai avem, 30 și ceva de porumbei. Uitați aici un pui de al bălțatei, fix ca ea este. Uitați acolo alt argintiu moțat, a ieșit afară. Avem foarte, foarte mulți pui, fraților. Deci, sper că v-am arătat toate noutățile. În zilele următoare o să revenim cu ouă la matcă. Și avem deocamdată 16 porumbei la matcă. 16, da, pentru că îmi trebuie și o pereche de mutații. De asta m-am gândit să-i pun dincolo. Dar dacă îi puneam dincolo și mi-i lua uliu pe toți, sau măcar pe ăștia buni, dacă mi-i lua uliu care îmi trebuiau mie, ce mai făceam? Așa am decis să-i pun și pe aceștia și nu cred că stau înghesuiți. Am mai pus o scândură sus. Să o puteți vedea. Vedeți, uitați, aici am pus o scândură și am mai pus aici o scândură. Nu stau înghesuiți, fraților. Acolo așezătoare, ceea ce trebuie să o scot. Vedeți cum stă strâmbă. Deci totul este drept, în afară de așezătoarea aceea. Și sper că le-am pus să facă și băiță, numai că nu am filmat. Vedeți, vin la mâncare. Acesta este un pui de celui de 2011, vedeți? De asta vreau să-l țin și pe acesta de 2011, pentru că uitați ce pui mari face și pui buni. Acesta este masculul și aceasta este femela. Uitați-vă la gâtul femelei. Încă penele, ea este mare, dar uitați, are gâtul gol, dacă puteți observa. Penele încă nu s-au închis la gât. S-au îmbinat. Acei albi, vă mai spun încă o dată, nu știu dacă sunt voiajori. Am luat două ouă de la niște neamuri și mi-au spus că sunt albi. Așa, sunt de la albi și așa am decis eu să-mi iau. Poate o să-mi împerichez cu un voiajor și poate o să se tragă mai mult din voiajori. Pentru că altfel nu am avut de unde să iau porumbei albi. Porumbița albă am lăsat-o aici.
voiajoare de barată cu inel de 2016, pentru că este foarte bătrână. Am aflat de la Columbofield, de la care am luat-o, este foarte bătrână. Ea are inel de 2016, dar ea cred că este mult mai bătrână de atât și nu mai face ouă, nu mai reproduce ouă. De asta era femeia acelui cuc de acolo, din colț. Deci da, fraților, acesta a fost și videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați de un mare, mare like, să strângem la acest videoclip peste 200 de like-uri și să strângem cât mai repede 2500 de abonați, pentru că eu nu am mai postat în ultimul timp și chiar voi v-ați abonat și îmi place foarte mult. Va urma să-mi iau și eu o vacanță, cam de vreo o săptămână. Nu că aceasta a fost o vacanță, dar eu am vrut să mai postez. Dar deocamdată postăm în continuare și am să vă spun eu când nu o să mai postez o săptămână de zile. Dar voi vedeți că săptămâna aceasta nu am postat. Și uitați puiul alb. Deci a fost bătut în cap, de asta are așa și galben acolo în aripă, pentru că a avut sânge când era mic. Dar se împănează acum, era mult mai chel, pot să spun. Și uitați, sora sau fratele, cred că este sora, uitați, are fața de voiajoare. Poate o să fie voiajoare adevărată, uitați, are aripile negre. Deci da, fraților, o să vă spun că n-o să-mi iau și eu mini vacanță de o săptămână, n-o să mai postăm o săptămână de zile, dar ați văzut că săptămâna aceasta nu am postat. Eu am vrut să postez, dar nu m-a lăsat YouTube să postez videoclipul acela pe YouTube. Așa că deocamdată postăm în continuare. Cu voi a fost Pigeon Racing și noi ne revedem desigur data viitoare. Pa, pa!